dice ci liberte le fondamentali alle uomini sente calcate di giocare destul de voci
care au fost deranjate de lucrul ăsta, că eu sunt așa de activă. Trebuia probabil să dorm și eu acolo în Parlament și să aibă probabil o poză cu mine dormind. N-a fost să fie așa. A avut peste 200 de interpelări parlamentare. Le-am față, dar nu să stăm de vorba numai legat de acest subiect. Bine. Implementat proiectele, iar la sfârșit.
chierii programului după ce au fost controlați și paracontrolați de instituțiile statului. După ce s-au împrumutat la bănci ca să respectivă care era considerată partea lor, a aportat un proiect. Ni s-au imputat banii pe condiții artificiale. Deci, ce înseamnă condiții a luat un astfel de proiect. A câștigat un astfel de proiect. Și-a luat utilaje agricole. În mediul rural mare parte din cei care locuiesc acolo sunt rude între ei. Și cu acele utilaje a lucrat pământul cumnatului sau al unui sau al tatălui, s-a considerat o condiție artificială, adică s-a creat o condiție. Dacă a luat, cum am spus, utilaje agricole, un tractor care e considerat un utilaje agricol. Iarna, pentru că n-a avut ce să facă cu el în agricultură, l-a închiriat să lucreze la zăpezire, la cărat zăpadă, de undeva. La fel, dacă nu ai voie să faci aia, nu ai voie să
για το προϊόντο. Ο Βελίνικο ατζέστε
an de mers prin instanță de către fermieri, adică ani pierduți. De la bancă și sunt în instanță, adică există și riscul de a li se pune sechestru pe utilaje în țară sau chiar întâmplă lucrurile astea. Unii au câștigat procesul.
chiar acum în Comisia de Agricultură, de fapt, de vreo două luni de zile s-a lucrat pe o subcomisie și din asta fac parte pe hipermarketuri. Este legea 800 de metri pătrați și asta înseamnă hipermarket, nu orice comerciant român, să spun așa,
care o plătești în hipermarket. Mai sunt și alte taxe. Taxa de așezare, dacă ai marfa mai în față sau mai la mai ușor vandabilă, plătești o taxă suplimentară de expunere. Mai ai o taxă de reclamă. Taxă de merchandiser, mai au și tot felul de taxe, ajunge la un moment dat să mai aduci bani de acasă, tu producător, ca să-ți vinzi marfa acolo. Oricum, banii nu-i mai recupera.
Atunci când produci o roșie în România, deci noi avem un sol, știm foarte bine destul de greu de lucrat. Eu aș prefera
calculat că banii se plătesc la 70 de zile. Dar ei plătesc la 70 de zile calendaristice, scade inclusiv sărbătorile, sunt multe chichițe care
judecătorii să vină să recupereze bani. Și nu se dorește, adică părerea mea, mai face dacă vreți, da,
astea să știu chiar toate lucrurile. Da, vin discut cu ei, mă informez și încerc să-i ajut. Cel puțin trag un semnal, dacă nu pot să le rezolv, cel puțin trag un semnal de alarmă la ceea ce se întâmplă. Și să știți că unele din ele chiar au avut eco.
ani de zile cu... Nu mai știi sigur dacă ai avut mașină sau nu ai avut în vremea aia, dacă ai fost pe acolo sau nu ai fost. Au fost persoane care s-au trezit acasă să fie executare, că a fost acum 2 ani.
niște lucruri. Până la urmă, ăștia dețin un fel de monopol. Cine Dumnezeu controlează și cine le permite să s-a tot făcut mare tantam în presa națională cu salariile de 200.000 de euro pe lună. În stat. Cineva scrie bună seara, tot pe spatele prostimii pică toate necazurile. Așa. Este foarte greu să mai cooptezi oamenii acum în politică și nu că
oameni serioși și care ar vrea să se implice, să schimbe ceva în comunitățile lor, dar au așa o lehamite față de politică. Și eu tot încerc să-i conving că nu, nu se poate, asta e democrația, dar partidele politice vor exista indiferent că sunt eu sau nu sunt și trebuie să aleagă pe cineva, dar trebuie să pe cel mai bun, cel mai corect sau acolo unde se regăsesc. Legat de ce spuneți, asta mi-aduc aminte de
crește în jurul tău. Candidat pentru
experiențe și mai urâte. Dar totuși nu pierd speranța agrează sau nu agrează toți în aceeași măsură femeile care au funcții. Dar sunt deputat. Vrea sau nu vrea domnul Barbu să înțeleagă lucrurile. Eu știu că este primar și adresez primarului Barbu, nu adresez Nicolae Barbu acasă. Dacă întrebam ce face Nicolae Barbu în spațiul privat, era altă lucru. Deja îmi depășeam, să spun așa, limitele, oricum nu stă în caracterul meu.
90, am pornit în afaceri. Familia mea încă mai are afaceri. Și am vrut să știu care sunt firmele care spectacolele de ziua orașului. Pentru că dacă era vorba de câteva mii de euro, ziceam, da, să te găsesc acolo, să dea fiecare
siguranță spun și dumneavoastră. Și pe urmă să încercați să mă luminați și pe mine.
distreze juvenii. Da, să le mulțumim acelor firme, nu știu, dar mi se pare destul de ciudat. Și să vă spun că firmele din spus să ai salariați, să muncești, să dai pe degeaba și să mai plătești salarii. Poate că oamenii aia, da, nu știu, să
de la primărie sau de la Consiliul Județean. L-am rugat aici un material destul de gros. N-am apucat să vă spun exact ce este. Proiect de hotărâre
acordarea unor sprijine financiare conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. Sumele se vor suporta din bugetul de venit și cheltuieli aici de
aici am găsit și persoane pe care le cunosc. Am găsit și persoane care... Și persoane pe care le cunosc și te-au situații... Între mai multe persoane, unele chiar le știu că au probleme financiare. Probleme financiare, da, au situații grele. Dacă a devenit așa brusc, un mare iubitor și un mare sentimentalist al juvenilor și voie milă de juvenii. Pentru că toți au nevoie. Adică 500 de milioane vechi. Cine? Știu. Poate răspunde domnul Stățea. Asociația 22 de decembrie.
della Associazione Viazza și Speranță sunt copii abolnavi. Merită. Nu, nu. Știți care e problema? Chiar s-a făcut un mare tantam de către președintele Consiliului de Țară în decembrie, când această asociație s-a adus și a cerut bani, că nu are. La
tratar do durere. Sau la tutura și alții. Dar nu am auzit președintele Constituțean că a ieșit să spună și au
și președintele Consiliului de Țară îi are la îndemână să-și cumpere voturi. Deci nu e normal așa ceva. Eu știu
de ușor îi risipește. Adică nu știu dacă lui a muncit și vreodată să strângă banii ăștia ca să-i risipească atât de ușor. În primul rând au cocoșat privat este cocoșat. În loc să ajuți mediul privat, nu să le dai bani. Să-i ajuți și tu și primărie. Pentru că de asta tot timpul am voi crea locuri de muncă. Tu, ca primar, nu poți să creezi tu. Nu. Tu poți să ajuți mediul de a face, poți să-i pui la dispoziție, să-l ajuți cu utilitățile, să-i mix, să-l ajuți într-un fel ca să creezi, să atragi și da, să atragi investiții și atunci automat ăla creează locuri de muncă. Dacă a venit și tu ai creat un mediu afacerii lui, normal că și el dezvoltă acolo și creează locuri. Da. Dar atât de încât tu îl cocoșezi. Pe omul de afaceri. Ăla, el este constrâns să-și dea salariații afară din 4 să muncească cu 2, chiar dacă muncește la maxim pe ăia 2. Nu își permite să plătească mai mult, că poate vrea, dar nu își permite. Iar tu când strângi banii la buget, îi cheltuiești așa cu
ajutor, vin oamenii, spun, au rămas fără curent, au rămas fără căldură, s-a dus căldura acum, au rămas fără diferite.
credo ci sia ci sta la cosa che Toma.
maximă, că dacă n-ar mai exista niciun fel de speranță, nu mai mai expune și nu aș mai exista în 20 de ani de acum încolo și de ce nu s-a realizat în Obrigado.
atunci de ce? Eu asta aici nu înțeleg. Ceva ne scapă. Și eu le spun
votat de tine acolo să te reprezinte și să-ți apere interesele, nu să te omoare. De ce să fie, frică de primar? Dacă înainte de 89 poate că nu întâlneai prea mult care să spună asta, ea acum întâlnești. Vreți să vă spun de ce? Pentru că primarii noștri vorbesc de oameni. Pentru